La sfârșitul acestei săptămâni, Casa de Cultură din Pașcani va găzdui o serie de manifestări menite să marcheze 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Este un eveniment cultural important pentru pășcăneni, care sunt invitați vineri, pe 14 ianuarie, să ia parte la un spectacol desfășurat sub egida Seara Omagială Eminescu. În sala Arcadia instituției vor fi prezenți membrii trupei de teatru Prometeu, dar și elevi de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani și de la Școala Gimnazială Heleșteni. Vineri 14 ianuarie 2022, începând cu orele 17 în sala Arcadia a instituției noastre, vă invităm la o seară omagială Eminescu. Manifestarea este organizată cu sprijinul membrilor trupei Prometeu a Casei Municipale Mihail Sadoveanu din Pașcani, dar și cu partenerii acestei activități. Este vorba de elevi de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani și de la Școala Gimnazială Heleșteni. Se vor rosti gânduri, poezii, versuri și cântece pe versurile lui Mihai Eminescu. Această manifestare este moderată de către profesorul Ionuț Hărățul de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Și doresc să precizez că și această manifestare culturală va respecta condițiile impuse de pandemia cu COVID-19. Deci, vineri 14 ianuarie 2022, orele 17, sala Arcadia, haideți să sărbătorim împreună Ziua Națională a Culturii. De ziua Luceafărului Poeziei Românești, pe 15 ianuarie, în toată țara sunt organizate ceremonii și evenimente de natură să readucă în atenție poeziile care l-au făcut celebru. Marele poet român s-a născut în anul 1850, fiind al șaptelea fiu din cei 11 ai familiei Eminovici. A debutat literar în 1866 în revista Familia lui Iosif Vulcan, iar convins de acesta, Eminovici a devenit Mihai Eminescu și sub acest nume a trăit, a scris literatură și a lucrat ca jurnalist. A fost student atât la Viena cât și la Berlin, însă între anii 1874-1877 se stabilește la Iași. Aici are o activitate diversă. Este director al Bibliotecii Centrale, dar și redactor la ziarul Curierul de Iași. Pe 15 iunie 1889, poetul își dădea ultima suflare la doar 39 de ani în senatoriul de boli mintale al doctorului Șuțu. Primul film documentar despre Mihai Eminescu, intitulat Eminescu Veronica Creangă, a fost realizat în 1914, după 25 de ani de la moartea poetului. De-a lungul timpului, un alt documentar de excepție este prezentat de Andrei Gheorghe, cel care îl descrie pe Eminescu ca fiind poetul nepereche. Posteritatea s-a hrănit îndelung din opera lui. Lucrări, doctorate, cărți, toate scrise într-o limbă nisipoasă, care nu făcea decât să o îngroape. Ia uite. Fulgerând între cauză și efect, spiritul eminescian pendula firesc pe cel mai mare arc de gândire teoretică și poetică, de la causa causarum, la terminii finalității, între germinația și extinția universului. Menționăm că tot în memoria poetului, Biblioteca Leonard Gavriliu din Pașcani va avea deschisă o expoziție cu cele mai importante opere ale poetului, precum și o expoziție de desene pe teme eminesciene, realizate de elevii de la școlile din Pașcani, în cadrul unor concursuri desfășurate în anii trecuți. Lucrările vor fi expuse în holul bibliotecei.